Manifestație inedită în Hong Kong. Sute de locuitori au protestat în fața unui magazin deschis în oraș de o cunoscută casă de modă din Italia. Oamenii erau furioși pentru că nu au fost lăsați să fotografieze vitrinele, un privilegiu pe care administratorii magazinului l-au rezervat doar turiștilor străini. Nebunia a început după ce un cetățean din Hong Kong a vrut să fotografieze vitrina magazinului. Răspunsul a fost clar. Doar turiștii străini au voie pentru că ei sunt cei cu bani și își permit să cumpere hainele. Doar că reacția nu a fost deloc pe placul localnicilor. Au venit cu sutele pe bulevard și au început să se fotografieze în fața magazinului. Manifestanții i-au acuzat pe reprezentanții casei de modă italiene de discriminare și l-au cerut să mute magazinul din orașul lor. Pentru a evita incidentele, magazinul și-a închis porțile și a cerut protecția poliției.